joace. Să petrecem astăzi seara cum ne place. Dar pune-ți un foc mâna să ne joc. Să când să iubesc odată trăiesc. Dar zi-i schipar, nu te lăsa. La ta la ta la, la ta la ta la. Cu orchestra uite așa. La ta la ta la la la. Dar cu toți să ne veselim. La ta la ta la, la ta la ta la. Că doar o viață trăim. La ta la ta la la la. O, 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 o. Cântă, frate, notar mă. Și uite așa cu bucurie. Dar pune strune foc până să-mi joc. Să când să iubesc odată trăiesc. Dar zi-i schipar, nu te lăsa. La ta la ta la, la ta la ta la. Cu orchestra uite așa. La ta la ta la la la. Dar cu toți să ne veselim. La ta la ta la, la ta la ta la. Că doar o viață trăim. La ta la ta la la. Frate, notar mă. Vă vor încânta live încă pe tot parcursul emisiunii. E obositor mai să cânti așa de mult, așa? Dar nu e ușor, pentru că una e să cânti la concert cu spectatori, alta e să cânti în fața camerelor de luat vederi, când știi că este atâta lume frumoasă care ascultă și joacă, dar sunt și atâția muzicieni care stau cu urechea. Stai, stai, aici a fost... O greșită acolo, Adrian, Adrian îmi pică la tăl loc de mine. Știu, dar sunt puțin. Noi cântăm pentru toată lumea, dar promovăm muzica live, pentru că și ne bucurăm că la voi în emisiune avem această posibilitate și sper că deja, datorită tehnologiilor și la majoritatea televizorilor, se poate accepta să venim 100% live. Noi trebuie să apreciem asta, asta face lumea întreagă și sigur că este ușor să vii atunci când piesa este înregistrată și să mimezi. Ai pasat un buton? Atunci putem să dansăm, să cântăm și așa. și cum vrem. Dacă îi vedeți pe băieți câteodată serioși, să știți că ei nu sunt supărați, că unii zic, dar ce era așa supărat? Ei sunt concentrați. Eu de exemplu, câteodată îl văd pe Sandu, deja îl văd cu așa, el se concentrează așa, care Corneliu, la fel. Băieții toți se concentrează, ce urmează, care e momentul, să fie tot perfect. Asta ne străduim. Așa, hai să vorbim despre brad. Ați împodobit bradul acasă sau încă nici nu l-ai luat? Nu, tu... stați bine pe picioare, da? Noi bradul nu l-am strâns de anul trecut. Ei? Da,
Deci noi ne-am strâns bradul de anul trecut. Dar și să mai cheltuiesc timp acum, amuiar. Acum zic, aia e și de la nouă. Nu, cea mică nu vreau ia bradul strâns. Nu. E vorba de un pariu pe care l-am pus cu un prieten din Statele Unite, Ion Busuioc îi spune. Am zis că, băi, cine strânge bradul primul, acela plătește următoarea vacanță. Și noi nu am strâns bradul până în acest an și în continuare bradul rămâne a fi în casa noastră, luminează, e tare frumos și el a rămas pe tot parcursul anului, deși îi spuneam și Doamne care ne ajută prin casă. Vă rog frumos, Doamne ferește să-l strângeți, nu-l strângeți. Mama, mămică mele, că mai trece pe acolo, mama, să nu cumva să vină într-o zi prin cap, că uite, dă să-i ajut, uite, nu l-a strâns, dă să-l strângem noi. Nu strângeți. Și ceea ce nu s-a întâmplat în cazul prietenului, cineva din casă a strâns, el era plecat în cursă și cineva a strâns bradul. Și el a pierdut, acum trebuie să plătească vacanța. Vacanța în state? Da, eu și el așa a promis, gata. Sau prin Caraibii, pe undeva. Nu știu ce de fain. Deci, anul întreg în familia lui Adrian Ursu, bradul a fost brad de sărbătoare. Uite, nu-l punem, nu-l punem. Luminițele. Și nu sunt, uite, vecinii să știți cu asta. Păi ne stea avioane. Nu, au câștigat un pariu și asta este minunat. Este faină că aeroportul nu departe de el. Știi cum și da. Cred că e deasupra influențată.